Bună ziua, bine ați venit la emisiunea Profit sau Pierdere și pentru că este miercuri discutăm ca de obicei pe teme europene. O să vedeți, avem teme extrem de interesante astăzi pentru că și temele din Europa sunt extrem de incitante. Mai întâi vă prezint invitații emisiunii de astăzi aici la București, în studioul RFI. Invitat este domnul Ciprian Bârsan, analist financiar. Bună ziua, domnule Bârsan! Bună ziua! Iar de la Bruxelles, ca de obicei, alături de noi, domnul Doru Francescu, directorul Institutului European pentru Democrație Participativă, Quorum. Bună ziua, domnule Francescu! Bună ziua! Vă salut din nou! Spuneam că discutăm un pic pe teme legate de Grecia. Grecia este deja în centrul atenției europene. Vom discuta și despre guvernanța economică europeană, o temă pe care o dezbatem de câteva săptămâni bune pentru că se știe, ea este sau ar trebui să vedem, o să ne spună Doru Francescu de la Bruxelles, ce se mai întâmplă cu aprobarea acestui pachet de guvernanță europeană. Desigur, discutăm și despre Schengen și spre final despre corupție. O să vedem toate aceste lucruri în această emisiune. Pentru început însă, cum spuneam, plecăm cu evoluția temelor din Grecia. O să rog pe domnul Ciprian Bârsan să ne facă o scurtă introducere și să ne aducă la zi cu datele privind situația Greciei, situația financiară și economică, evident. Da, din păcate discutăm din nou despre Grecia și din păcate discutăm din nou, nu în termen pozitiv, despre ce se întâmplă acolo, în condițiile în care s-ar părea că un risc de default pentru Grecia a fost, cum să spun eu, așa evitat în ultimul minut săptămâna trecută. Mai multe instituții financiare s-au pronunțat și au venit cu multe analize privind Grecia și deja s-ar părea că un al doilea plan de salvare după cel inițial, cum discutam și cu niște prieteni, spuneam planul inițial a fost 1.0, deja ne aflăm la planul 2.0. Din păcate, spune, dar asta da, e realitate. Exact. Primul plan a însemnat în primul rând 110 miliarde de euro primiți de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Iar acestea au fost distribuite, cum să zic, e mai complicat și mai alambicat. Hai să facem un rezumat pentru ca ascultătorii să înțeleagă cum stau lucrurile. Ei, în momentul de față se face deja, se lucrează deja la un al doilea plan de salvare a Greciei cu sume cuprinse undeva între 50 și 100 de miliarde. Încă nu s-a stabilit nimic, deocamdată sunt doar discuții. Și a reintrat din nou Grecia în atenția economiștilor prin prisma faptului că intrarea în default, respectiv în incapacitate de plată, ar afecta niște țări din zona periferică a Uniunii Europene. Când spunem periferia economică a zonei euro, ne referim în primul rând la România și Bulgaria. Da, și lucrul ăsta îl spune da. Moody's. Și chiar a citat agenția exact, de rating exact, Moody's. Exact, e o știre preluată de la Moody's, mă rog. Da, revenim, iată, sunt teme care ne preocupă pe toți și apropo de Grecia și de conexiunea cu România, sigur că totdeauna trebuie să fim atenți la astfel de știri. A spune că nu, știrea respectivă vorbește despre băncile grecești care ar putea să aibă eventual probleme. Dar să ne întoarcem la, sau să mergem mai degrabă către Bruxelles. Doru Francescu, cum sunt acolo abordate temele legate de Grecia? Care sunt dezbaterile, care sunt discuțiile, care sunt îngrijorările și care sunt speranțele? Da, și începe cu cel mai recent eveniment în această direcție care, așa cum a spus și domnul Bârsan, este acest acord de principiu, pentru că deocamdată este vorba de principiul agreat de reprezentanții statelor membre ale zonei euro și anume că se trece la acest punct, la acest plan de al doilea de salvare a Greciei. Din informațiile mele este vorba de un pachet care se estimează a fi la 60 de miliarde de euro. Desigur, aceste detalii privind suma și alte detalii vor fi stabilite la reuniunea ministrilor de finanțe din zona euro care va avea loc pe 20 iunie.
20 iunie, mai avem puțin până atunci, dar mai avem câteva zile bune, probabil că se discută, se dezbate. Te rog, Dorul Francesc. Desigur, așa cum este de așteptat, acest nou împrumut și acest nou plan nu va fi unul necondiționat, ci va fi însoțit de noi condiții, va fi însoțit de noi măsuri de austeritate care vor fi cerute guvernului Grecii, care deja a impus un pachet de măsuri de austeritate care au presupus creșterea vârstei de pensionare, de exemplu de la 61 la 65 de ani, reducerea salariilor din sectorul public, creșterea TVA-ului și altor taxe, deci deja au fost o serie de măsuri și se va vrea și mai mult și câte se poate vedea, sigur că populația din Grecia nu este foarte încântată cu actualele măsuri, este foarte interesant de văzut ce se va întâmpla când noile măsuri vor fi aplicate. La pachet cu aceste măsuri de austeritate vor veni și privatizări masive, pentru că sigur Grecia va avea nevoie să strângă de undeva banii pe care va trebui să-i returneze celor care o împrumute. Și da, pentru că vorbim de împrumutator, doar un detaliu aș mai vrea să spun. În această nouă schemă pare se că sunt prevăzuți și bani care se vină din sectorul privat. De se discute și despre implicarea investitorilor privați în această schemă, dar din nou, această discuție este doar la nivel de principiu pentru moment. Acest lucru se va decide pe 20 iunie. Da, interesant. Ar fi o chestiune inedită sau ar fi această combinație între instituții financiare internaționale și zona privată. Ciprian Bârsan, vă rog, o adăugare. Da, vrem să spun că pentru prima dată într-un plan de salvare a unei țări se pune problema participației private în această contribuție. Acest pachet. De ce? De ce oare? Îndrăznesc să aduc poate un argument în această discuție și să comentați. E vorba poate de faptul că în felul acesta s-ar mai retrage presiunile care sunt legate de eventuală ieșire a Greciei pe piața internațională de capital sau nu neapărat? Ce se întâmplă? Eu înclin să cred așa, în primă fază, că e vorba de o disipare a riscului și pe de o parte și pe de altă parte o responsabilizare a sectorului privat în acțiunile și în demersurile care le vor face vis-a-vis de planul de salvare. Hai să facem o scurtă analiză, o scurtă și succintă analiză din punct de vedere economic asupra Greciei. Personal, nu cred că este potrivit potrivit o nouă infuzie de capital, pentru că în momentul se vede clar, au fost 110 miliarde, rezultatele n-au fost spectaculoase, că grecii spun că au avut rezultate totuși. Da, ei se străduiesc, dar mai e mult până departe, ca să spun așa. Iar nici cu măsuri antipopulare sau antipopuliste nu știu dacă e o soluție, pentru că duminică seara am putut vedea 50.000 de oameni în Atena protestând și în multe alte localități importante ale Greciei tot pe această linie de protest s-a mers cu greve generale, cu tot acâmul. Așadar, în consecință, situația Greciei în momentul de față este mai mult decât delicată. Să ne amintim că în urmă cu o săptămână sau 10 zile deja erau voci de la Fondul Monetar Internațional sau de la Banca Europeană care spuneau că s-ar putea să nu se mai primească o nouă tranșă sau o altă tranșă pentru Grecia. S-ar părea mai nou că următoarea tranșă va fi inclusă deja în acest proiect care va fi finalizat, sper eu, pe 20 iunie. În consecință, dacă nu vor reacționa cu o strategie pe perioadă scurtă și medie de timp, în așa fel încât rezultatele să se vadă foarte repede, eu mă îndoiesc că o rezolvare a problemei Grecia, că deja o putem numi așa, va avea un final fericit. Și din nou spun că personal cred că acest lucru se va rezolva și efectiv vor rostogoli această datorie, dar nu în termen scurt de 3-4 ani, o vor rostogoli pe termen de 5, 7, 8, poate chiar 10 ani. Așadar, anticipați faptul că e nevoie de mai mult timp pentru ca Grecia să-și poată
hai să spunem, și achita și datoriile, dar să și să găsească acel echilibru între datorii și consumul intern până la urmă, sau cheltuielile interne. Exact, hai să ne imaginăm un lucru. E ideal să rostogolești tu ca stat, indiferent de, despre ce stat vorbim, o datorie din ce în ce mai mică. Ei, în momentul de față, atât Grecia, cât din păcate și România rostogolesc o datorie din ce în ce mai mare. Lucru neplăcut și împovărător pentru economie și pentru populație, pentru consum și tot șirul trofic, dacă putem spune așa, care decurge de aici. Da, am să-l rog pe Doru Francescu de la Bruxelles să ne comenteze un pic o chestiune, nu știu cât de exotică, dar care totuși a făcut destulă vâlvă în mass media internațională, spune, și anume acea chestiune legată de Jean-Claude Juncker, nu președintele Eurofin și, hai să spunem, omul care conduce Consiliul de Miniștri European, dacă îl pot numi așa. Știm bine despre ce-i vorba, există afirmația că acesta ar fi fost amenințat cu moartea de dinspre persoane necunoscute din Grecia. Cum este văzută la Bruxelles această chestiune? Da, așa este, așa cum spuneam și mai devreme, grecii sau cel puțin o parte a societății grecești nu este foarte mulțumită de situația în care se află și caută vinovați. Vinovații sunt găsiți pe de o parte guvernul de la Atena, dar pe de altă parte și mai sus, ca să spun așa, respectiv cei care au împrumutat Grecia pe de o parte, dar care au și impus niște condiții. Exact, exact. Este vorba de aceste condiții pe care probabil cumva guvernul de la Atena, ca să mai disipeze din presiunea care se pune pe el, caută să spună că nu doar noi suntem vinovați de aceste condiții de austeritate, ci și alții, cei care ne-au împrumutat, și cumva este firesc ca nemulțumirea grecilor să se îndrepte și către Fondul Monetar Internațional, către Comisia Europeană, către Banca Europeană, către domnul Juncker. Așa se întâmplă când treci prin momente dificile, cauți vinovați oriunde te poți îndrepta. Dar eu spun că pe măsură ce lucrurile se vor îmbunătăți în Grecia și presiunile acestea se vor diminua. Da, haideți să trecem, Doru Francescu, să vă rog, la tema pe care o tot discutăm, spuneam, de câteva săptămâni, pachetul acela legislativ privind guvernanța economică europeană. Ce se mai întâmplă la Bruxelles, ce se întâmplă în Parlamentul European cu acest pachet? Înțelegem că el trebuia să se intre în dezbaterea parlamentară, în votul Parlamentului. Care este situația? Tocmai așa este, acest pachet legislativ pe guvernanță economică europeană, care este compus din 6 propuneri de legi europene și care trebuiau să fie dezbătute și votate în plenul Parlamentului European săptămâna aceasta. Ei bine, nu se va întâmpla așa. S-a amânat dezbaterea și votul pe acest pachet. De ce? Pentru că au apărut neînțelegeri puternice între grupurile politice din Parlamentul European, în special între socialiști pe de o parte și creștini democrați și liberali pe de altă parte. Socialiștii nefiind de acord cu unele din prevederile acestui pachet legislativ, în special cu cele care prevăd această menționare a limitei de deficit bugetar pentru statele membre și această atitudine sau această prerogativă a instituțiilor europene de a monitoriza politica economică și în special limitarea deficitului bugetar la nivelul statelor membre. Și probabil și datoria publică, nu? Și datoria publică. Întocmai socialiștii sunt mai sceptici cu privire la această idee. Consideră că nu este o idee bună sau cel puțin nu este momentul să fie aplicată în aceste condiții de criză economică și de aceea au amenințat că vor vota împotrivă. Ei bine, cineva poate să spună, păi și ce dacă vă dau socialiștii împotrivă, că oricum creștini democrații și liberali avem majoritate. Da, așa e. Este, dar creștini democrații și liberalii au optat pentru a da ceva mai mult timp de gândire, vor să-i convingă și pe socialiști să ajungă la un compromis, pentru că după ce acest pachet va fi aprobat de Parlament, el va merge în Consiliul de Miniștri, acolo unde sunt reprezentante guvernele statelor membre, și va fi un conflict puternic și interinstituțional, dincolo de lupta dintre partidele
politice și atunci Parlamentul vrea să fie unit cumva împotriva guvernului, împotriva guvernelor statelor membre. Ce înseamnă, avem o estimare, ce înseamnă acest timp de gândire? E vorba de o săptămână, două sau de o lună, două? Nu, este mai scurt. Se preconizează cel puțin în acest moment că aceste discuții se vor încheia totuși până pe 20 iunie, ceea ce înseamnă că dacă se întâmplă așa, pachetul legislativ va putea fi votat în sesiunea plenară a Parlamentului din luna iulie, de la începutul lunii iulie. Deci nu ar fi o amânare chiar atât de mare în măsura în care se rezolvă aceste controverse. Da, mulțumesc pentru aceste informații care vin de la Bruxelles. Ne întoarcem la București. Ciprian Bârsan, o să vă rog să comentăm. Minute, vă rog, exact, vă rog. Scuze că te... Vă rog. Trei minute, hai să discutăm despre euro, care a avut o evoluție în ultima perioadă. Mă rog, prin natura meseriei, eu urmăresc mai tot timpul piața financiară, da, și piețele valutare. Hai să spunem că a avut o depreciere foarte violentă în contextul în care Belgia a fost degradată de agențiile de rating, iar revenirea a fost mai mult decât spectaculoasă în condițiile în care Grecia se confruntă cu problemele care se confruntă, specialiștii și analiștii financiari spunând că această revenire e oarecum inclusă în preț, sau hai să spunem inclusă în valoarea eurului, monedei euro, iar evoluțiile viitoare, când spun evoluții viitoare, mă refer la următoarele 2-3 săptămâni, vor fi strâns corelate de ceea ce se va întâmpla pe data de 20. Deci aviz celor care sunt... Care urmăresc evoluția cursului de schimb. Da, sau care, mă rog, care sunt interesați de cursurile de schimb, în data de 20, imediat după data de 20, să fie atenți la cursul de schimb, atât euro-ron, cât și ron dolar, pentru că dacă vor veni cu soluții mai puțin așteptate, care vor fi surpriză pentru toată lumea, vom beneficia atunci de evoluții spectaculoase ale monedelor. Când spuneți, Ciprian Bârsan, mai puțin așteptate, dar să fie și soluții concrete, nu? Asta ar da încredere în economia europeană? Asta e marea problemă cu care se confruntă în momentul de față, credibilitatea soluțiilor care au apărut în ultima perioadă. Vedem că 110 miliarde de euro nu au ajutat Grecia. Vedem că Irlanda a făcut apel deja la fonduri europene. Vedem că așa numitele țări, de care cel puțin eu vorbesc de una jumate, dacă nu chiar mai bine, țările PIGS din acel grup problemă din Europa, au apărut tot soi de zvonuri cum că ar avea nevoie, după care au negat că nu ar mai avea nevoie de ajutor financiar. Portugalia e clar că va apela deja la acel ajutor. Exact. Iar din păcate, cel puțin perspectivele pentru următoarele 4, 5, poate chiar 6 luni, vorbim de finele anului, nu sunt îmbucurătoare pentru niciuna din țările Uniunii Europene, având în vedere că așteptările sunt mai degrabă pesimiste decât optimiste. Sunt așteptate surprize negative, dacă le putem spune așa, la mai toate țările din Uniunea Europeană, vis-a-vis de ajutoarele financiare la care vor apela. Să nu uităm că Fondul Monetar Internațional, Banca Europeană și celelalte instituții financiare nu sunt un sac fără fund. Sunt curios dacă se va ajunge în situația în care să apeleze foarte multe țări la acest ajutor financiar, sunt curios unde se va ajunge și cât departe se poate merge. E o întrebare tulburătoare. Până atunci, când vom vedea răspunsul la măcar parțial la această întrebare, vă reamintesc, suntem la emisiunea Profit sau Pierdere. Invitații emisiunii de astăzi sunt de aici, de la București, domnul Ciprian Bârsan, analist financiar, și de la Bruxelles, domnul Doru Francescu, directorul Institutului Kvorum. Doru Francescu, aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre situația intrării României și Bulgariei în spațiul Schengen. Înțelegem că Parlamentul votează săptămâna aceasta un raport prin care își exprimă acordul cu privire la aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Este corect ceea ce spun?
Așa este, așa este. Este un nou pas înainte către aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Plenul Parlamentului European votează săptămâna aceasta un raport și citind textul acestui raport, este unul pozitiv. Parlamentul consideră că România și Bulgaria îndeplinesc toate criteriile pentru aderarea la spațiul Schengen. Totuși, vine cu un amendament în care spune că la 6 luni de la decizia instituției europene cu privire la aderarea noastră, România, dar și Bulgaria, desigur, vor trebui să înainteze un raport cu privire la felul în care au implementat recomandările instituțiilor europene, pentru că sunt și câteva recomandări cu privire la lucrurile care mai sunt de la care mai este de lucrat. Este vorba de sunt chestiuni tehnice, desigur, legate de granițe. Dar, iată, impune această mică condiționalitate. După acest vot... Ce urmează după votul din Parlament? Exact. Votul Parlamentului este unul consultativ, dar de care era nevoie. Deci este nevoie ca mai întâi Parlamentul să dea acest vot favorabil, după care ultimul pas care rămâne de făcut în acest proces legislativ european este ca și Consiliul de Miniștri, repet, acolo unde se adună miniștrii statelor membre să voteze în favoarea aderării României și Bulgariei. M-aș aștepta ca acest lucru să se întâmple în următoarele 2-3 luni, ca și cel mult, ca și Consiliul de Miniștri să voteze această chestiune. Da, vom rămâne evident conectați și la această temă. Până atunci să ne întoarcem la București și sigur că Doru Francescu vorbea un pic mai devreme despre, hai să spunem, dilema și despre negocierile vis-a-vis de legislația privind sau de votarea în Parlament a legislației privind guvernanța economică. Întrebarea este până la urmă pur tehnică și vreau să ies din discuția aceasta politică, altfel foarte importantă. Ciprian Bârsan, e realistă, pare în acest moment realistă această discuție legată de un deficit bugetar 3%, datorie publică 60% din produsul intern brut, în situația unor state care vedem că sunt mult deasupra acestor ținte? Bine, eu recunosc că sunt mai pesimist din fire. E bine că ați început așa cu remarca aceasta. Da. Eu, mă rog, părerea mea e că țările din Uniunea Europeană, țările de la periferia zonei euro, cum spuneam și în începutul acestei emisiuni, trebuie să fie foarte atente. Hai să nu ne amăgim, hai să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că pericolul, criza și recesiunea încă sunt departe de a se fi terminat, de a se fi pus capăt acestei situații. Nu? Efectele le vom simți ani, poate chiar zeci de ani de acum înainte. Să nu ne aruncăm cu capul înainte, să nu credem că avem niște prognoze. Hai să ne uităm cel puțin anul trecut. BNR-ul a avut prognoză de inflație 3%. Inflația a fost aproape 8%. Pentru acest an, sau 3,5%, dacă nu mă șel, pentru anul ăsta este 3. Că, mă rog, cifrele sunt astea. Ei, în momentul de față la BNR ne aflăm tot undeva aproape de 7% în momentul de față. Bine, suntem la finele anului, dar până la sfârșitul anului. Suntem la mijlocul anului. La mijlocul anului. Până la finele anului, nu știu dacă se va putea îmbunătăți foarte mult această cifră. Într-adevăr, avem două semestre cu creștere economică sensibilă, mă rog, așa, la limita limitei, dar cel puțin teoretic România nu mai este în recesiune, pentru că hai să nu confundăm recesiunea cu criza. În România în continuare e criza, dar nu mai este recesiune. Pledați așadar pentru moderație și pentru și prudență. Atenție, și prudență, da? Evident, evident. De asta spun, să ne facem treaba conștiincios și să nu ne îmbătăm, să nu ne amăgim singuri, pentru că nu ne facem decât un deserviciu. Da, Doru Francescu, să trecem la ultimul punct al emisiunii noastre de astăzi. Înțelegem că se discută faptul că în acest moment Comisia Europeană își propune să publice începând din 2013 un raport privind situația corupției în fiecare din cele 27 de state ale Uniunii Europene. Surpriză sau nu?
N-aș spune că nu e nicio surpriză, nu? Surpriză și această temă a corupției la nivelul tuturor statelor Uniunii Europene este cumva legată și de criza economică. De ce? Pentru că din anunțul acestei noi măsuri rezultă că această măsură este în relație cu măsurile care trebuie luate pentru depășirea crizei economice. De ce? Pentru că, spune Comisia Europeană prin vocea Comisarului pentru Justiție și Afaceri Interne, Cecilia Malmström, corupția este vinovată pentru pierderea 120 de miliarde de euro anual la nivelul tuturor celor 27 de state membre. Din fondurile publice. Bani din fondurile publice, exact. Este vorba de bani care ar trebui să meargă către investiții, către relansarea economică și care, din pricina corupției, se pierd pe undeva pe drum. E aproximativ produsul intern brut al României, cam așa. Exact, exact. Care vă dați seama, dacă este să fie chiar așa, este o sumă foarte mare care blochează într-o oarecare măsură relansarea economică și de aceea spun că este legată de criza financiară, pentru că dacă nu ar fi fost această criză, poate că nici nu ar fi fost pus pe agenda acest subiect, dar acum Comisia Europeană, ca și celelalte instituții, se gândesc la orice măsură care ar putea să mai reducă din efectele acestei crize, a ajuns și la acest subiect. Putem estima cum va arăta acest raport? Va fi țară de țară cele 27 state europene, nu? Vor avea acolo considerații mai mari sau mai mici, mai multe sau mai puține pagini? Exact, va fi un capitol pentru fiecare din cele 27 de state membre. Cumva acesta este îmbucurător pentru România, că pentru până acum doar România și Bulgaria erau vizate de aceste rapoarte. Parcă eram paria Uniunii Europene, așa, exact. Din acest punct de vedere. Subit, cei de la Comisia Europeană au constatat că nu numai România și Bulgaria sunt afectate de flagelul acesta al corupției, ci și celelalte 25 de state membre. Și începând din 2013 va fi acest raport care va veni o dată la 2 ani și în care se vor folosi, sigur, o serie de indicatori pentru a se determina nivelul corupției. Pare să că primul asemenea raport va fi concentrat pe transparența în achizițiile publice. O temă care sună cunoscut și aici la București. Da, exact. E bine că e avut în vedere de Comisia Europeană. O ultimă chestiune aici la București, Ciprian Bârsan, v-aș ruga, pentru că aveți spiritul pragmatic, ne-ați atras atenția asupra datei de 20 iunie, cursul de schimb euro, ne uităm la euro și ne uităm la măsurile care se vor lua atunci, dacă se vor lua atunci. Pentru persoanele care sunt, hai să spunem, mai sensibile, la care au rate, care, mă rog, că la urma urmei, cred că marea majoritate a românilor sunt afectați în mod direct sau indirect de cursul de schimb euro. De schimb, da. Dacă e să ne referim la corupție, hai să un minut, nu rețin mai mult. Eu nu cred că a fost factorul declanșator pentru criza economică din 2007-2008, dar cu siguranță a fost factorul agravant care a înrăutățit lucrurile. Iar în România putem, în sfârșit am putut vedea acele operațiuni din vămile românești care, cel puțin la nivel de imagine, au mai spălat imaginea României, au îmbunătățit imaginea României. Da, și să sperăm că vor avea și efecte și în economie până la urmă. Exact. Aceste acțiuni trebuie să răsfrângă până la urmă în economie, să vedem rezultatul palpabil al întreprinderilor acestor acțiuni. Da, vă mulțumesc că ne oprim astăzi aici. Invitații emisiunii, vă reamintesc că au fost Ciprian Bârsan, analist financiar de aici de la București, iar de la Bruxelles, Doru Francescu, directorul Institutului European pentru Democrație Participativă, Quorum. Le mulțumesc amândurora pentru participare la emisiune. Eu vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI România, urmează știrile orei 2.